La Poliția Municipiului Câmpu Lung au fost constatate și aplicate în decursul săptămânii trecute un număr de 90 sancțiuni contravenționale, cu 145 mai puține decât cele constatate în urmă cu două săptămâni. Asta denotă că mușcelenii au încercat să fie mai buni, măcar în perioada sărbătorilor pascale. În perioada 18 aprilie 2014-24 aprilie 2014, la Poliția Municipiului Câmpu Lung, precum și la secțiile și posturile de poliție rurală arondate, au fost sesizate un număr total de 45 infracțiuni, constatate 41 infracțiuni și soluționate 14 infracțiuni. De asemenea, au fost constatate și aplicate un număr de 90 sancțiuni contravenționale, după cum urmează: 33 în conformitate cu prevederile legii numărul 61 din 1991 privind ordinea și liniștea publică, 34 conform ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 23 de altă natură. Încălcări ale legii precum conducerea autoturismelor fără a deține permis de conducere și furtul din magazine au fost doar câteva dintre contravențiile constatate de către polițiștii mușceleni. Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică din municipiul Câmpu Lung au depistat pe strada locotenent Dumitru Lazea un bărbat în vârstă de 52 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism marca Opel Vectra, fără a poseda permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 335 aliniată 2 din Codul Penal. De asemenea, au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani din comuna Hârtie, județul Argeș, care a sustras o pereche de pantofi din piele dintr-o societate comercială din municipiul Câmpu Lung, prejudiciul în valoare de 149 de lei, fiind recuperat și predat societății prejudiciate. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută și pedepsită de articolul 228 Cod Penal.